Regul de prosperitate. Ce fac oamenii prosperi și tu nu faci. De Paul Coman. Capitolul 9. Cinci reguli ce te vor proiecta pe drumul către prosperitate. În sfârșit, am ajuns la partea concretă a acestei cărți. În acest capitol vei afla care sunt regulile secrete pe care nu le înveți la școală, dar pe care oamenii cu adevărat prosperi le știu. Pot părea simpliste sau chiar de bun simț. Deși sunt, într-adevăr, simple, asta nu înseamnă că sunt și ușor de aplicat. Utilizarea lor necesită un efort conștient din partea ta. În schimb, beneficiile lor dovedite te vor copleși. Pentru moment, va trebui să ignori vocile interioare care se opun și să testezi aceste reguli. Numai astfel vei putea afla ce înseamnă ele de fapt. Nu vei putea ști dacă funcționează până nu le încerci. Ai ceva de pierdut? Numai dacă sunt înțelese și practicate zilnic, aceste reguli îți vor aduce în viață. Din ce în ce mai multă prosperitate, abundență, libertate și fericire. Regula numărul 1. Viziunea de prosperitate. Puterea fenomenală a viziunii este fundamentată de două legi, A și B. A. Legea clarității viziunii spune că, pentru a atinge o țintă, trebuie să o vezi clar. Imaginează-ți un arcaș care are în față 20 de ținte. Își închide ochii și trage. Ce se va întâmpla? Arcașul poate să nimerească oricare dintre cele 20 de ținte sau poate să nu nimerească niciuna. Experiment Metoda 1 Ochii închiși Stai în mijlocul unei camere care nu conține obiecte ascuțite. Alege un obiect de pe unul dintre pereți. Închide ochii și învârte-te pe loc de cinci ori. Oprește-te cu fața în direcția în care crezi că este obiectul ales, păstrând ochii închiși. Mergi către el și încearcă să-l atingi. Cât de aproape ai fost de țintă. Metoda numărul 2. Metoda clarității viziunii. Stai în mijlocul aceleiași camere și alege aceeași țintă. Învârte-te pe loc de 5 ori. De data asta, cu ochii deschiși. Oprește-te cu fața în direcția în care este ținta. Și mergi către ea. Cât de aproape ai fost de această dată? B. Legea atenției focalizate spune că pentru a-ți atinge viziunea, trebuie să focalizezi suficientă atenție asupra ei până când o atingi. Dacă rămâi focalizat asupra viziunii ea devine o prioritate pentru creierul tău. Acesta va calcula ce trebuie să se întâmple ca să îți îndeplinești viziunea. Ca efect, toate deciziile pe care le iei, inclusiv cele inconștiente, majoritatea, te vor apropia de viziune. Ce trebuie să faci pentru a-ți păstra atenția focalizată asupra viziunii? citește de două ori pe zi, preferabil dimineața, imediat după ce te trezești și seara, chiar înainte să dormi. Acestea sunt perioadele când creierul tău este în starea alfa și este foarte susceptibil la sugestii. În aceste perioade, este cel mai eficient să îți imaginezi viața prosperă pe care ți-o dorești. Creierul va asimila și va prioritiza viziunea pe care i-o furnizezi după care va calcula cum să o atingi repetarea viziunii mai are și alte beneficii vei începe și să observi oportunități noi pe care înainte nu le remarcai pentru că erau irelevante te va motiva să acționezi în direcția ei pentru că știi mereu pentru ce lucrezi dacă vreodată simți că ești nemotivat, este pentru că atenția ta nu mai este focalizată asupra viziunii. Motivul pentru care am decis să pun această regulă prima se datorează convingerii mele că este cel mai important lucru pe care poți să-l faci. Earl Nightingale, pioner al industriei educației audio, susținea că tot ce trebuie să faci este să-ți păstrezi atenția asupra viziunii, iar restul va veni de la sine. Regula 2. Fii recunoscător. Fiecare eveniment are părți bune și părți rele. De exemplu, la un moment dat, în businessul meu cu ambalaje de pizza, eram în discuții cu cel mai mare client despre reînnoirea contractului. Am negociat, am sperat, m-am implicat cât de mult am putut, dar, din păcate, rezultatul a fost negativ. Cel puțin, așa am crezut atunci. Fiind afectate profund în casările, am fost nevoit să iau măsuri urgente. Am contactat furnizorul principal, căruia i-am solicitat o reducere. Am mers la masa negocierilor, și după câteva zile am obținut reducerea dorită. Raportat la cât vindeam la momentul respectiv, discountul primit reprezenta mai mult decât adausul pe care îl practicam cu clientul pe care tocmai îl pierdusem. Adică, la toată această afacere, am câștigat bani, nu am pierdut. În afară de bani, au mai existat și alte aspecte pozitive ca urmare a acestui eveniment. Realitatea mea s-a schimbat, de fapt, în bine, dar, dacă gândeam cum am gândit până atunci, nu aș fi observat niciodată acest lucru. Această întâmplare mi-a arătat că fiecare experiență are atât părți bune, cât și părți rele. Ceea ce te afectează, este cea pe care o observi. Majoritatea oamenilor din jurul nostru observă cu preponderență părțile rele, nu pentru că asta vor, ci pentru că este un obicei. Și, ca orice obicei, cu cât îl practici mai des, cu atât devine mai puternic. Cheia este să începi să observi din ce în ce mai des aspectele pozitive, până când îți schimbi acest obicei. Recunoștința este conștientizarea lucrurilor pozitive din viața ta. Conștientizarea o faci intenționat. Este o atitudine pe care decizi să o adopți. Zig Ziglar, cel mai apreciat speaker motivațional din lume, susține că recunoștința este cea mai sănătoasă emoție și cu cât ești recunoscător pentru mai multe lucruri, cu atât vei avea mai multe lucruri pentru care să fii Recunoscător. Cu cât te plângi de mai multe lucruri, cu atât vei avea mai multe lucruri de care să te plângi. Dacă ești recunoscător pentru ceea ce ai, întotdeauna vei fi nemulțumit, indiferent de cât vei avea. Cu o astfel de atitudine, nu vei reuși niciodată să ai o viață prosperă. Care este echilibrul între a fi mulțumit? Pentru ceea ce am și a vrea mai mult. Echilibrul este mai mult o artă decât o știință. Eu sunt mulțumit și mai ales recunoscător pentru tot ceea ce am, dar, în același timp, știu că posibilitățile sunt infinite și că esența vieții este creșterea. De aceea visez, fac planuri și muncesc pentru a obține mai mult. Făcând asta, am observat că prezentul devine din ce în ce mai frumos. Cum să nu mă plâng? Metoda elasticului. Nu trebuie să nu te lamentezi. Poți să faci ce vrei, ai libertatea să alegi. Poți să te plângi, poți să te voicărești, sau să fii mereu nemulțumit, dar ține minte asta. Nu te ajută cu nimic să te plângi față de cineva pe care nu-l interesează și care, oricum, nu te poate ajuta. Metoda pe care am găsit-o eu, ca fiind cea mai utilă pentru a mă obișnui să nu mă mai plâng, este să îmi pun la încheietură un elastic, și, de fiecare dată când realizez că mă plâng cu voce tare sau în gând, mă ciupesc. Cum să fiu recunoscător? Metoda pietrei de recunoștință Eu cred că tot ce avem este un dar pe care trebuie să învățăm să-l apreciem. Unghii Încearcă să ridici de pe jos o monedă, fără unghii. Mintea pe care o ai te ajută să te confrunți cu orice provocare, să rezolvi orice problemă și te ajută să profiți de oportunități. Cel mai mare cadou dintre toate, este viața. Fii recunoscător pentru viața ta, nu-ți bate joc de ea. Sistemul pe care l-am găsit eu ca fiind extrem de eficient pentru a observa toate lucrurile pe care le am și de care pot să mă bucur, este sistemul pietrei de recunoștință. Cauți o piatră pe care o bagi în buzunar. De fiecare dată când pui mâna pe ea, te gândești la ceva pentru care merită să fii recunoscător. Scopul este să încerci să identifici cât mai multe lucruri. Folosește cele două metode timp de 30 de zile și urmărește efectul. Eu am fost atât de încântat încât am decis să le folosesc în continuare. După două luni am renunțat la elastic pentru că nu mă mai plângeam de nimic. Metoda pietrei de recunoștință o folosesc cu plăcere și astăzi. Regula 3. Ofereți serviciile. Te-ai gândit vreodată cum poți să câștigi mai mulți bani? Am întrebat câțiva oameni, și răspunsul a fost să muncești mai mult. Dar, dacă analizăm la nivel fundamental, realizăm că munca nu are o legătură directă cu banii. Unii oameni muncesc 14 ore pe zi și abia trăiesc, în timp ce majoritatea milionarilor muncesc câteva ore pe zi și o fac pentru că vor. Recompensa este direct proporțională cu serviciile pe care le oferi, nu cu volumul de muncă. Cu cât oferi mai multe servicii, cu atât câștigi mai mulți bani. Cu cât ajuți mai mulți oameni, cu atât ești mai bine răsplătit. Principiul recompensei. Oferi puțin, primești puțin. Oferi mult, primești mult. Dacă ești nemulțumit de câți bani câștigi, sau dacă ești mulțumit, dar știi că poți mai mult, soluția este nu să muncești mai mult, ci să oferi mai multe servicii. Mulți se gândesc că, pentru a oferi mai multe servicii, trebuie să muncească mai mult. Aceasta este o soluție. Însă, nu este singura soluție, și în niciun caz nu este cea mai fericită soluție. Principiul scalabilității Printr-un sistem scalabil, poți să oferi din ce în ce mai multe servicii cu același efort sau cu un efort diminuat. Dacă mai devreme ți-ai pus întrebarea cum îmi voi atinge eu viziunea și obiectivele financiare, Răspunsul sigur nu este prin mai multă muncă. Acesta este unul dintre marile secrete pe care oamenii cu adevărat prosperi le cunosc. Trebuie să creezi un business care să-ți ofere scalabilitatea necesară pentru a-ți împlini viziunea. Un sistem business chiar este un sistem scalabil prin intermediul căruia poți să oferi servicii mult mai de calitate și mai multor oameni fără ca tu să muncești mai mult. Pe măsură ce îl dezvolți, el devine din ce în ce mai scalabil. În trainingurile de business pe care le susțin, fac următoarea analogie. Cel care nu profită de scalabilitate este ca un șoarece care alargă într-o cușcă rotativă. Când are nevoie de bani, se urcă în cușcă și dă din lăbuțe. Trebuie să facă asta ori de câte ori vrea bani. La 50 de ani, procesul devine foarte obositor și energia pe care o are la dispoziție e din ce în ce mai puțină. Cantitatea de muncă necesară rămâne însă neschimbată. Nu este obligatoriu să faci un business, deși asta este soluția cea mai inteligentă. Important este să ții minte, cu cât oferi mai multe servicii, cu atât vei avea mai multă prosperitate în viață. Regula 4. Relații de prosperitate. Învingătorii cultivă relațiile cu oameni care îi pot trage în sus, pe când ceilalți doar se plâng că ei nu au relații. Este foarte important pe cine cunoști, și mai ales cine te cunoaște pe tine. Dar, cât de important este totuși acest aspect? Statistic, este verificat că devenim media celor 5-10 oameni cu care ne petrecem cel mai mult timp. Din punct de vedere al finanțelor, sănătății, gândirii, Principiilor, integrității, caracterului și al obiceiurilor, relațiile noastre ne afectează subtil, dar extrem de puternic. Ți s-a întâmplat vreodată să zici că te lași de fumat și apoi să te întâlnești cu prietenii care fumau și, în final, să te reapuci și tu? În schimb, dacă niciunul dintre prietenii tăi nu fumau, efectul ar fi fost total opus. Care sunt cei 5-10 oameni cu care îți petreci majoritatea timpului? Dacă nu s-a întâmplat deja, în viitorul apropiat vei avea aproximativ același nivel de prosperitate ca și ei. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la prieteni, doar că trebuie să reduci timpul petrecut cu ei și, între timp, să-ți faci o rețea de contacte și de prieteni noi. Rețeaua de contacte și prieteni Acum că înțelegi cât este de important să îți petreci timpul cu oameni care să te tragă în sus, în direcția prosperității, este timpul să treci la acțiune. Făți aceste două liste de prieteni. Prima, topul celor mai de calitate 10 prieteni pe care i-ai, iar a doua, topul celor mai de calitate prieteni pe care ai vrea să-i ai. Făți aceste două liste de contacte. Prima, topul celor mai de calitate 50 de contacte pe care le ai, iar a doua, topul celor mai de calitate 50 de contacte pe care ai vrea să-i ai. Scopul tău este să întreții relațiile cu prietenii, contactele pe care le ai și să încerci să dezvolți relații cu prietenii sau contactele pe care ai vrea să le ai, trecându-i automat dintr-o listă în alta. Cum știi ce urmărești într-un sistem sau într-un contact? E simplu. Dacă vrei bani, cauți oameni cu bani. Dacă vrei sănătate, cauți oameni sănătoși și tot așa. Tot ce trebuie să faci este să te asociezi cu oameni care au ceea ce vrei tu să ai sau ceea ce vrei tu să fii sau fac ceea ce vrei tu să faci. Poți să-i consideri factori de influență și pe oamenii pe care îi urmărești la televizor sau pe oamenii ale căror cărți le citești. Acesta este un lucru foarte bun, pentru că până dezvolți relații noi, poți să începi să urmărești la televizor sau să citești cărți ale oamenilor deja prosperi și care promovează un mesaj de prosperitate. Regula numărul 5. Învață proactiv. Durează 3 ani să devii contabil. Durează peste 4 ani să devii avocat și peste 6 ani să devii doctor. Să nu crezi că citind o carte de 70 de pagini vei înțelege misterele Universului și cheia succesului. Una este să cunoști, alta este să înțelegi. Înțelegerea presupune să iei decizia că vei fi dedicat studiului continuu. Dacă vrei să ai bani, să ai relații de prosperitate, să fii prosper pe toate planurile. O condiție obligatorie este să-ți cultivi mintea. Am vorbit recent cu un om de afaceri de mare succes, pe care l-am întrebat care sunt, în viziunea sa, ingredientele succesului. Pe locul întâi, mi-a mărturisit că este educația și că aceasta nu este opțională. Bill Gates, deși s-a lăsat de facultate, a spus într-o prezentare susținută. La o facultate, că educația este factorul determinant pentru succesul în afaceri. Napoleon Hill, care a analizat peste 500 dintre cei mai de succes oameni din America, spunea că un om educat nu este cineva care are un bagaj de informații generale sau particulare. Un om educat este cineva care și-a dezvoltat facultățile mentale. Într-un atât încât știe să obțină orice vrea, fără să violeze drepturile altora, ceea ce urmează să înveți nu se compară cu ceea ce ai învățat la școală. De data asta, nu ești obligat să o faci. Nu te va asculta nimeni, nu vei da teze și examene, și nu ai termene limită. Vei alege tu subiectele. Astfel încât să te ajute și să-ți placă, și metodele prin care dorești să înveți: audio, video sau text. Scopul nu este să citești o carte de la cap la coadă. Important este să aloci 30-60 de minute zilnic pentru a-ți cultiva mintea cu informații pozitive și educative. Exercițiu. Rescrie frazele următoare în spațiul alocat și la final semnează-te. Iați acum acest angajament față de tine. Eu, numele și prenumele, promit că voi aloca între 30 și 60 de minute pe zi timp de 21 de zile pentru a-mi cultiva mintea. Cu informații pozitive și educative. Știu că aceste materiale mă vor ajuta să fiu din ce în ce mai relaxat, motivat, puternic și agil. Înțeleg că aceste activități sunt vitale pentru a deveni prosper. Iar acum semnează. Oamenii de succes investesc în educația lor pentru că știu că este cea mai bună investiție pe care o pot face. Iată câteva titluri de cărți în care îți recomand să investești și tu. Cel mai bogat om din Babilon de George S. Carson De la idee bani de Napoleon Hill Așa cum gândește omul de James Allen Secretele succesului. Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent. De Dale Carnegie. Tată bogat, tată sărac. De Robert Kiyosaki.